Salutare tuturor! Numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre un website care te plătește să joci jocuri pe calculator. În sfârșit, am ajuns în, în timpul ăla în care faci mai mulți bani pe calculator decât să ai un job. Astăzi o să vorbim despre Axi Infinity și câți bani poți să faci pe acest, pe acest website. Momentan e la început. E un joc unde poți să completezi tot felul de aventuri, poți să faci PvP, ce înseamnă PvP, player, uh, player vs. player, adică o să te bați cu alți playeri și o să colectezi caractere uh, din astea, da? Caractere amuzante din astea, uh, very cute, da? foarte drăguțe. Uh, le colectați și caracterele astea valorează foarte mulți bani. Dacă dăm mai jos, mai, mai jos aici, putem vedea că cel mai scump Uh, item, lucru, caracter, orice pământ ce s-a vândut uh, pe acest website a fost de 300 de Ethereum. Dacă intrăm pe altă pagină și căutăm 300 de Ethereum în dolari. Un item pe jocul ăsta s-a vândut pentru un milion jumătate de dolari. Da? Un, sing un singur lucru pur și simplu tu trebuie să-ți faci cont pe jocul ăsta și să începi să te joci, să colectezi caractere, caracterele alea la timpul lor o să-ți producă un fel de, o să depună ouă să zicem așa și o să îți tu o să poți să, din ouăle alea, o să primești alte caractere pe care poți să le vinzi și tot așa, poți să cumperi caractere ieftine și să le vinzi scump. Sunt foarte multe modalități de a face bani pe acest joculeț. Ca să, îl, ca să joci, pur și simplu apeși Play Now și o să și se descarce, dar depinde pe ce vrei tu. Eu sunt acum pe laptop. Poți să îl descarci pe calculator. Poți să îl descarci pe telefon, Android și Mac dacă, dacă vreți. La fel, Land, poți să cumperi pământ. Nu e valabil în browser, pur și simplu trebuie să trebuie să instalezi programul pe calculatorul tău ca să poți să joci jocul și să vezi toate astea. Aici Banii în joc, am uitat cum se numește, banii în joc se numește Axis da? sau Axis, da? e o altă monedă um, cripto care momentan um, atât valorează, valorează 0,10 centi o singură uh, monedă. Dacă intrăm pe Marketplace, o să vedem că în ultimele 24 de ore au fost 87.000 de uh, iteme caractere pământuri au fost vândute pe acest, pe acest website cu o valoare de 5900 de Ethereum, da? adică 28 de milioane de dolari. Puteți vedea cam câte caractere s-au vândut, da? din astea 87, 87, din 87 și 414 uh, mii. Um, au fost, au fost vândute caractere 87, 391. Restul au fost pământuri, iteme sau chestii de astea. Da? Dacă ne uităm aici, putem vedea că acum ăsta a fost listat acum câteva secunde pentru 377. Deci dacă tu vrei să cumperi caracterul ăsta, o să trebuiască să plătești 377 de, de, de dolari. Da? la fel, sunt foarte multe, sunt și mai scumpe dacă dăm, ia să dăm la pământ, poți să cumperi această bucată de pământ, da, forest plot, uh, pentru 27.000 de dolari. Dacă um, poți să faci, puteți vedea și voi cam câți bani puteți face pe acest pe acest website cu probabil cu o investiție minimă, da, să zicem că începi cu un caracter, încep, începi și îți, nu știu, Colectezi din ce în ce mai multe, pentru că atunci când te lupți cu alți player, poți să câștigi um, alte caractere când faci tot felul de aventuri, dar pentru că are, un fel, are și single player și multiplayer jocul ăsta, da? Și poți primi caractere, poți să primești tot felul de, uh, de iteme, da? Cum ar fi uh, leaves, da? Puteți vedea aici, bone trap, uh, warbler nest, bonsai tree, da? Astea le primiți ca un fel de loot atunci când terminați o bătălie și puteți să le vindeți aici, da? depinde de raritatea, uh, raritatea itemului, poți să-l vinzi cu o sumă mai mare, să zicem așa, da? Depinde, la fel și cu caractere, cât de, cât de rar este, poți să-l vinzi cu o sumă mai mare, de exemplu asta, dacă dăm click pe asta, putem vedea că breed count, breed count înseamnă că născut, de, să zicem așa, a născut, dacă nu, nu, știu, nu, găsesc alt cuvânt, a născut de două ori. Ceea ce înseamnă că caracterul ăsta a făcut încă două caractere, da? Pe care probabil persoana asta le-a vândut și, și vinde și caracterul ăsta cu 300 și probabil a vândut și pe celelalte două cu 300. Persoana asta a făcut 900 așa dintr-un pur și simplu uh, Jucând, jucând, un joc, da? complet, complet, completând niște misiuni și voi puteți să faceți chestia asta. Pur și simplu descarte, descărcați jocul, vă faceți cont, da? vă faceți un cont pe Metamask, o să vă trebuiască să faceți un cont și pe Ronin Wallet, da? după aia puteți începe a câștiga bani pe acest website. Puteți vedea că sunt, dacă dăm aici pe mai mult, și dăm pe cel mai, nu, nu, highest ID, highest price, ia să vedem care e cel mai mare preț. Ok, asta nu, <laughs> că ăștia sunt troli, este, e imposibil, mă, ca cineva să, ok, ăștia cu siguranță sunt troli. Ok, dăm pe lowest, că puteți cumpăra cel mai, la cel mai mic preț, puteți cumpăra ăsta pentru 128 de, de dolari. Aia au pus probabil prețurile astea la mișto, nu cred că există cineva care să plătească atât, nici măcar nu cred că sunt atâția bani în lume. Dar, na, astea sunt în Ethereum, astea sunt dolari. Mă rog, puteți vedea aici că caracterul ăsta a născut de 3 ori. Caracterele îți nasc, da, să zicem așa, și poți să faci de la un caracter, poți să strângi, poți să strângi mai multe. Um, și poți să le vinzi, dar Pentru că fiecare caracter o să dea uh, naștere la alt caracter și tot așa. Și poți să faci din ce în ce mai mulți bani. Um, astea sunt uh, ăștia sunt troli, cred. Nu cred că o să plătească cineva ația bani, nici măcar nu sunt ația bani. Dar dacă mergi mai jos o să vezi prețuri mai... Ok, dați, pe, dați la latest și puteți vedea prețuri mai rezonabile, să zic așa, um, încercați să luați un caracter care are breed count 0, da? pentru că uh, o să aibă timp la voi să dea naștere la alte caractere. Dacă luați breed count 3, am impresia că durează mai mult, știi, cu cât, uh, cu cât a dat naștere la mai multe caractere, cu atât o să dureze mai mult să dea naștere la alte caractere. Deci luați uh, caractere cu breed count 0 cred că ar fi cel mai indicat. De exemplu, ăsta, mam, ăsta a dat naștere la 6 caractere. Ok. Nu știu exact ce poți să faci cu pământ. Cu, dacă cumperi pământ pe jocul ăsta, nu, sincer să fiu chiar, nu știu. Puteți vedea că persoana asta deja a avut 3 vânzări, da? Una a fost de 3,5 Ethereum, una a fost de un Ethereum, dar și în total persoana a făcut 4,5 Ethereum, cât înseamnă 4. Ia să vedem. 4,5 Ethereum 21.000 de dolari. Deci persoana asta a făcut 21.000 de dolari. Foarte, foarte tare. Cum am spus, am ajuns în momentul ăla în care poți să faci mai mulți bani pe internet decât să ai un job stabil. Băieți, cam asta a fost cu, cu videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share și ne auzim data viitoare.